Am revenit la știri. Avionul privat pe care administrația prezidențială l-a închiriat pentru deplasarea președintelui Claus Iohannis la Londra a făcut o escală de aproximativ 20 de minute în Sibiu, conform paginii de Facebook Boarding Pass. Ulterior, avionul privat și-a continuat zborul spre aeroportul Băneasa din București. Andrei Naiță, corespondent Antena 3 CNN, ne spune mai mult. Andrei, te ascultăm. Bun găsite! escala pe aeroportul din Sibiu a fost făcută la întoarcerea din vizita oficială din Marea Britanie și a fost una scurtă de aproximativ 20 de minute. Nu se știe deocamdată dacă această oprire a fost făcută doar pentru a o lăsa pe Carmen Iohannis la Sibiu sau dacă și președintele a rămas aici pentru a-și petrece duminica în orașul său natal. Cert e că ulterior avionul privat și-a continuat zborul din Sibiu spre București. Așadar, popasul la Sibiu a avut loc la întoarcere pentru că joi seara președintele a zburat în Anglia fără escală pe ruta București-Londra. Nu este pentru prima dată când aeronavele închiriate de administrația prezidențială includ Sibiul pe rutele de zbor. La începutul lunii martie au apărut în spațiul public acele imagini cu aeronava privată cu care președintele Iohannis s-a dus în vizită în Japonia și Singapore. Și atunci avionul privat a făcut escală la Sibiu unde se afla soția președintelui. La acea vreme administrația prezidențială a venit cu explicații arătând că zborurile se realizează în baza unui contract de prestări servicii, având în vedere că România nu deține o aeronavă dedicată transportului demnitarilor de nivel înalt. Însă, detaliile, costul și rutele sunt clasificate potrivit legislației în vigoare. Cu aceeași aeronavă, președintele Iohannis a mers la sfârșitul lunii aprilie în vizită în America de Sud.